Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Aseară CFR Cluj a învins-o cu 2-0 pe Gazmetan Mediaș și este la un punct de liderul CSU Universitatea Craiova. Mai sunt 3 etape din play-off și lupta pentru titlu probabil va merge până în ultima etapă, atunci când la Craiova va merge CFR Cluj, campioana din ultimele două sezoane. Discutăm în această dimineață despre ce se mai întâmplă în fotbalul românesc. O să mai discutăm un pic și despre situația de la Dinamo, pentru că după doar câteva meciuri și câteva luni petrecute în funcție, pentru că fusese instalat înainte de intrarea în carantină cauzată de coronavirus, Adrian Mihalcea a reziliat contractul cu Dinamo, iar în locul său vine Gigi Mulțescu, cel poreclit smurd, vine să salveze Dinamo. Să vedem însă dacă va reuși să mai salveze pe Dinamo sau o mai salveze pe Dinamo Gigi Mulțescu. De asemenea, sunt discuții foarte multe legate de situația de la semifinala Cupei României dintre FCSB și Dinamo. FCSB a folosit în primul meci, cel câștigat în Ștefan cel Mare cu 3-0, a folosit un jucător pe portarul Andrei Vlad, care, potrivit considerațiilor avocatului FRF din urmă cu un an, Andrei Vlad era suspendat, era în stare de suspendare. De ce invoc acest caz de acum un an? Pentru că există un precedent, a existat un precedent în care avocatul FRF spunea foarte clar că jucătorii aflați în situația lui Vlad de anul acesta sunt suspendați, așadar Vlad a fost folosit în stare de suspendare, ceea ce înseamnă că FCSB riscă să piardă meciul cu 3-0 la Masa Verde, iar Dinamo să se califice la Masa Verde în finala Cupei României. Mai este însă o discuție despre timpul în care a fost făcută contestația de către Dinamo în cazul Vlad. Dinamo n-a făcut contestația, așa cum scrie regulament, înainte de meci, ci după partidă. Vom discuta despre această situație un pic, vom mai discuta despre multe alte subiecte la zi, însă în această dimineață discutăm cu un fotbalist care acum 10 ani debuta în Liga 1 la doar 16 ani și 3 zile, într-un meci Gazmetan Unirea Alba Iulia 5-0, un fotbalist care în următorul an după debutul în Liga 1 devenea golgheterul național ai României Under 17 și constituia atacantul, era omul important din atacul acelei naționale Under 17 a României, care mergea și juca la Euro Under 17 în Serbia, o echipă care, ok, făcea un egal cu Cehia, iar omul despre care vorbim și cu care vom vorbi în această dimineață marca unicul gol al naționalei la acel turneu final. Au urmat două înfrângeri cu 1-0 în fața Olandei și Germaniei, însă echipe puternice ale acestor naționale. Memphis Depay juca pentru Olanda, Emre Can era capitanul Germaniei. Fabian Hincinski este atacantul care debuta, spuneam, acum 10 ani, la 16 ani și 3 zile în Liga 1. Un atacant care a trecut și pe la Dinamo în urmă cu 5 ani, adus de Mircea Rednic, însă n-a stat acolo decât foarte puțin timp. La 24 de ani, Hincinski s-a lăsat de fotbal, iar acum se ocupă de afaceri. Spunea într-un interviu acordat pentru ziare.com acum 2 zile că fotbalul din România nu are niciun viitor. De ce nu are fotbalul din România niciun viitor? Încercăm să aflăm chiar în această dimineață de la Fabian Hincinski. Mergem la Alba Iulia, discutăm prin Skype chiar cu el. Bună dimineața, Fabian! Bună dimineața! Ce faci? De ce nu are fotbalul din România viitor? Așa, mi-a atras atenția declarația ta și m-a contrariat un pic. În primul rând, mi se pare că pentru tineri, pot să zic că are un viitor pentru tineri în Liga 1 la anumite echipe, cele de top, de unde se și pot transfera și se pot remarca. Când am zis asta, m-am referit mai mult la ligile inferioare, unde am fost în ultima perioadă înainte de a mă lăsa de fotbal. Mă refer la Liga 2 și a 3-a. Bun. Mă uit la tine acum. Îmi aduc aminte atacantul înalt din Naționala Under 17 de acum 10 ani. Cum a mers drumul tău de a ajuns la o retragere la doar 24 de ani? Deci, mi-aduc aminte, citeam dimineață o considerație din Gazeta Sporturilor la momentul respectiv, după un meci, nu mai știu după care meci al Naționalei, un meci însă important, oficial al Naționalei Under 17, iar reporterul Gazetei scria așa: Hincinski a deschis corul în urma unei acțiuni personale care prevestește apariția unui vârf de rasă în fotbalul românesc. Ce n-a mers bine în anii ăștia de a ajuns să te retragi la 24 de ani? Păi, după acea perioadă, într-adevăr, am traversat o perioadă foarte bună în acele momente. A fost și cea mai bună perioadă din cariera mea. Probabil, nu știu, mulți factori au influențat asta, începând de la mine până la impresari, până la... A fost o perioadă destul de bună, da, foarte bună, dar în același timp foarte, foarte, foarte grea.
pentru că nu mai știam în acea perioadă încotro să o iau, de cine să ascult. A fost destul de greu din punctul ăsta de vedere. După ce m-am remarcat la Național, am avut și un transfer destul de bun. La Empoli, din păcate, în Italia. Da. Au mai fost ceva oferte, ei s-au mișcat cel mai repede în acea perioadă. Și am întâmpinat, după ce am ajuns acolo, anumite probleme. Am stat vreo 3-4 luni fără să joc, am stat după cartea verde, după care impresarii cu care am colaborat au început să-și piardă încrederea. Și ajungând acolo la o vârstă fragedă, nici nu pot să spun că m-am adaptat extraordinar de bine sau că eram foarte, foarte matur. Ești de acord să le luăm pe toate pe rând? Pentru că interviul tău din ziare.com mi-a tras atenția și mi se pare că situația ta este un caz instructiv pentru tinerii din ziua de azi care visează să ajungă mari fotbaliști în străinătate și poate că nu au un sfat, un ghidaj, nici ei, nici părinții lor nu au un ghidaj corect în această carieră, în această încercare de a ajunge mari fotbaliști. Ești de acord să le luăm pe rând? Da. Ai început, domnule, poate și din cauza mea. De ce în primul rând din cauza ta? De ce crezi că lucrurile n-au mers bine din cauza ta? Gândind acum la 26 de ani, mulți înainte, cu altă minte decât acum 10 ani. Da, vă dați seama că acum am altă gândire. Și mă gândesc în primul rând la mine că puteam să fac mai mult. Dar în același timp au fost și, după cum ți-am zis, am mai întâmpinat probleme mari de adaptare și am crezut că e mai ușor. Când am ajuns acolo am dat de altă mentalitate, jucători foarte, foarte profesioniști, cu o mentalitate super ok, în sensul în care eu abia după un an de zile și după un an de muncă am reușit undeva să concurez cu ei, să zic așa. Asta se întâmplă în Italia, zici tu, la Empoli. Da. Da, la antrenamente, deci mi-a trebuit un an de pregătire doar ca să ajung la nivelul lor, să mă pot antrena cot la cot cu ei. Deși am crezut, veneam de la un nivel ok, adică veneam de la Liga 2-a, de la seniori și cu meciuri în echipa națională de juniori. Și mi-a fost foarte greu. Am simțit că era destul de greu să mă adaptez așa din prima. Ce era atât de diferit față de România? Păi, dacă noi după un antrenament ne relaxăm și, nu știu, mergem undeva pe o terasă sau ceva de genul, pot să spun că acolo începea antrenamentul cu 2 ore înainte, toată lumea se încălzea, sală de forță. Când începe antrenamentul eram deja pregătit, după antrenament din nou o oră stăteam în sala de forță. Totul se baza pe forță, pe o alimentație corectă, care eu o am acum abia la 26 de ani, că-s lăsat de fotbal, abia acum știu ce să mănânc. Ce nu mâncai ok la vârsta aia, la 17 ani, dându-ți seama acum? Odată ajuns acolo, am mâncat destul de bine pentru că ei aveau grijă de asta. Dar, okay. Dar ce nu era în regulă în alimentația ta de până ajungi acolo, dându-ți seama ajungând acolo? Păi, aveam nevoie în primul rând, fac abstract de mâncare, aveam nevoie de mai multă odihnă. Așa. Asta mi-am dat seama ajungând acolo și legat de mâncare, nu pot să zic că aveam un regim, nu mâncam prostii, nu se gândi că mâncam acum prostii, dar nici nu aveam un stil de viață super sănătos care să mă poată ajuta să-mi dea randamentul dorit. Adică, poți să ne spui ce făceai de considera acum că nu era sănătos? Nu, mă refer că nu aveam anumite ore fixe de mâncare, probabil... Aha. Ce mâncam nu era ok să-mi dea energia necesară la antrenamente. Nu știam exact ce conține una, ce conține alta. Uh-huh. Acum că am mai mult timp liber, m-am informat și duc o viață destul de... Am un stil de viață destul de sănătos, poate mai sănătos decât când eram jucător.
Bun, asta ți-a luat în Italia, a fost o perioadă de adaptare. După ce te-ai adaptat da. Și ai început să te apropii cumva de colegii tăi? M-am simțit un pic, abia după un an ți-am zis, am început să concurez, am avut anumite meciuri, n-am avut reușitele la care se aștepta lumea, pentru că atunci am fost transferat cu Sturle și Trâmbițe, deci toată lumea se aștepta de la mine să fac diferența. Eu am avut nevoie de acea perioadă de adaptare, încet, încet am revenit, am jucat, am avut și meciuri bune, meciuri mai puțin bune. Am avut și vreo 6 luni în care am stat accidentat și la final de contract insistam să vin înapoi, că nu mă mai simțeam bine, nu mă mai... Vreau să vin înapoi în Liga 1, că am avut atunci vreo 2-3 discuții. Da. Pentru că la vârsta aia consideram că e cel mai ok să merg undeva să joc. Dar aveai alternativă oferită de Empoli, nu știu, să te trimită undeva în Italia sau? Da, sub forme de împrumut sau după ce am terminat contractul cu ei, iar am vorbit cu 2-3 impresari care vreau să rămân acolo la echipe de serie C sau ceva de genul. Deci nu mai era o variantă Italia pentru mine, deși acum îmi pare rău, într-un fel. Așa. Și în România am avut oportunitatea de a reveni în Liga 1. Și am zis că nu l-am considerat neapărat un pas înapoi. La Poli, nu? Da, la Timișoara. Bun, dar la 20 de ani nu era nimic terminat. Adică era cariera ta încă era la început. Ok, nu fusese o experiență poate cum ți-ai dorit în Italia, n-ai rămas în Italia, exact. Dar mai aveai suficient timp pentru a arăta, pentru a demonstra. Ce n-a mers în regulă la întoarcerea în țară? Ce n-a fost ok? Păi, odată... Acum iar mă întorc la Italia. Când am ajuns acolo am pierdut. N-am mai fost convocat la națională. Trecusești la națională Under 19, nu? După... Exact. Și cine era selecționer în perioada respectivă? Păi la Under 19 nu știu, dar pe Adrian Văstrii l-am avut. La 17, Under 17. Da. Da. Și nemai jucând acolo, deja am pierdut contactul și cu echipa națională. Bun. Când am revenit la Timișoara, spune. Nu, era pierdut contactul, dar puteai să-l recâștigi. Da, în mod sigur. La fel, când am venit la Timișoara, la fel, iar lumea se aștepta și antrenorii se așteptau de la mine. Eu, cum să zic, la fiecare echipă la care mergeam, eu nu aveam nicio perioadă de acomodare sau mergeam deja cu un nume, okay, cu un CV cât de cât ok și lumea se aștepta de la mine la foarte mult și nejucând să pierzi un an, să pierzi un an jumate, greu mai revii la nivel, doar dacă dai de un antrenor care să aibă răbdare cu tine, așa văd lucrurile. De scuză-mă un pic ca să înțeleg, tu crezi că mediatizarea de care a avut parte în acei primi ani ai carierei tale, deja presa îți spunea Ibrahimović de România, deci aveai... Mi-a făcut rău, da, pot să spun chestia că mi-a făcut rău. Deci așteptările erau atât de mari în fotbalul românesc, de la tine, încât... Exact. Tu nu puteai să te ridici la ele. Da, se scria foarte mult despre mine în acea perioadă și vă dați seama, oriunde mergeam, la orice echipă, deja trebuia să, din primele meciuri, deja trebuia să rup gura târgului. Trebuia să fii Ibrahimović de la primele meciuri. Și nu Ibrahimović de România, Ibrahimović. Da. Cam astea erau așteptările și venim după o perioadă destul de grea în Italia. Nu mă ridicam neapărat la nivelul așteptărilor, așa, din primele meciuri. Și lumea, nu știu, nu pot să dau acum să mă gândesc la cineva care a avut răbdare cu mine ca să pot să revin. Bun, dar la Timișoara, de exemplu, în cazul Timișoara, ce n-a mers? La Timișoara... Te simt că ești un pic diplomat în tot ce spui, așa, ești... Încerc să menajez oameni, te simt că încerc să menajez oameni.
Da, acum nu-i, da. Nu pot să dau, ți-am zis, eu nu dau vina pe nimeni. Eu consider că puteam să fac mai mult. Chiar consider și, da, odată ți-am zis care a fost problema de adaptare la anumite echipe. Referitor la Timișoara, n-am avut, nu mi s-au dat prea multe șanse. Veneam deja, era vârsta aia la care nu ești nici junior, nici senior. Era o echipă care se lupta la retrogradare și în acele momente antrenorii s-au bazat mai mult pe jucători cu experiență. Bun, neprinzând trenul ăsta la Timișoara, cariera ta după aia a luat-o, a mers unde? Spre Caransebeș ai ajuns. Da, am avut, chiar apropo, da, chiar aveam nevoie de, în acele momente aveam nevoie de o echipă ca și Caransebeș de Liga 2, unde m-am remarcat cu goluri, cu chiar au venit atunci o convocare în istoria Caransebeșului, prima convocare la Under 21. Uh-huh. Era atunci antrenor Tej, am fost acolo în câteva selecții, să zic așa. Atunci chiar am traversat o perioadă bună la Caransebeș. Am avut o echipă ok de tineri, o echipă liniștită. Am avut acolo libertate și pot să zic că acolo am jucat, cred, 80% din meciuri. Acolo am simțit că sunt șanse să revin. Păi și de ce ai mers la Vâlcea imediat după aia? Caransebeșul în acele momente o schimbat antrenorul, eram undeva pe ultimele locuri, eram la retrogradare. După ce a schimbat antrenorul, s-a schimbat și, nu știu, cred că am plecat vreo 10-15 jucători de acolo. Și Vâlcea iară mi s-a părut o echipă, am avut ofertă de acolo, iară mi s-a părut o echipă ok pentru Liga 2. Dar n-am fost plătit 6-7 luni. Wow. La echipa era așa de bandadă, n-am mai... Cu finanțator, Cătălin Rufă, cumva? Nu, exact, nu. Nu? Exact după Cătălin Rufă. Ok. N-a mai rămas nimic din acea echipă și la fel la retrogradare, n-am mai fost plătiți. Jucătorii care vreau jucau, care nu, deja acolo nu mai fost ce, nu mai puteam să... Ok, voi ați plecat de la Caransebeș toți la Vâlcea. De ce? Că mă gândesc că știați că lucrurile nu sunt în regulă. Nu știa, adică din promisiuni știi cum e la fotbal. Când te sună, totul e ok, totul da. E roz. Așa. Dar când am ajuns acolo am întâlnit o situație destul de gri, să zic așa. Și cu toate astea, după Vâlcea a venit Dinamo, nu? Da, acolo... Da, iar a fost o șansă bună pentru mine de a mă remarca, pentru că am vorbit cu domnul Rednic, care mă știa dinainte. Ok. Și mi-a zis să merg în probe. Să mă vad, am avut atunci un cantonament în Italia, unde m-am prezentat nesperat de bine în amicale. Am reușit să scriu destul de multe goluri și am semnat atunci un contract cu ei pe 5 ani. Bun. Și ai și jucat un meci, dacă nu mi-aduc bine aminte, în Liga 1. Am jucat, da. Un meci oficial. Cu Craiova, 1-0. Ai intrat pe final. Da, exact. Am câștigat cu Craiova acasă. Tu ai intrat în minutul 76, golul s-a dat în minutul 86. Tu, Vali, Lazar au intrat pe final. Ați intrat pe final. Exact. Și chiar pe final s-a și dat golul. A dat Rotariu golul. Exact, cu capul. Da, țin minte. El a fost... Acel a fost debutul la Dinamo. Și cam debutul și singurul meci. Exact. Ce s-a întâmplat? Adică ai intrat și după câteva săptămâni ai plecat. Păi, destul de greu. Nu am înțeles exact, pentru că mi s-a oferit încredere, mi s-a oferit timp de acomodare, să-mi revin, să încep să joc. După aceea am plecat împrumut, am fost cumva forțat să plec, au fost, dacă ții minte, în perioada aia au venit atunci și Noere și SOMB. Da.
Era și Alex, era Marius Nicolae, deci era un, în atac erau variante multe. Variante destul de bune. Esombe și Mure au venit înaintea ta sau după tine? Nu, exact după ce au venit ei, atunci am plecat eu, că deja așa au fost. Ok. Deci practic Rednic încă nu, lui Rednic nu ieșiseră încă transferurile din străinătate și a vrut să nu rămână descoperit în cazul în care nu ieșeau transferurile din străinătate. În momentul în care i-au ieșit transferurile din străinătate, tu ai devenit a șasea opțiune, probabil. Ceva de genul. Am fost, da, ceva de genul, pentru că am simțit că mi se acordă încredere. Atunci. Și mă simțeam bine la antrenamente. Da. Atunci, da. Da. După care, după ce au ajuns alții atacanți doriți de dânsul, atunci am fost cumva forțat să plec, dar împrumut. Adică nu aveam varianta să plec. Da, avem o mică problemă, restabilim imediat legătura, s-a întrerupt un pic discuția cu Fabian Himcinski. Discutăm despre Dinamo și despre plecarea lui de la Dinamo. Ne auzi acum, Fabian? Da, îmi cer scuze, mi-a sunat telefonul. Ah, ok. Nu-i problemă, se mai întâmplă. Prietenii probabil vor să te audă în timp ce vorbești în direct. Da, da. N-am apucat să prindem tot, deci vreau să te întreb cum te-a anunțat Rednic că nu ești în... Adică ai jucat meciul ăla, mă gândesc că te așteptai să fii în lot în meciul următor după ce ai intrat în meciul respectiv. Exact, ceva de genul, sau măcar... Da, ceva în genul, după un meci jucat 15 minute, ok, n-am reușit să fac prea multe în acel meci. Da. Dar după aia am fost anunțat după o săptămână, două, să merg, că ar fi mai bine pentru mine fiind tânăr, da, să merg să joc la Liga a doua. Eu atunci am mers împrumut la Călăraș. La Călăraș, da. Dar forțat? Acolo de ce? Ai zis că ai fost cumva forțat. De ce? Păi da, păi nu aveam de ales, în sensul în care stăteam pe acolo să nu joc, să nu mă antrenez cu ei, să mă cer cu toată lumea. A, deci nici nu te antrenai cu ei, nici nu te mai antrenai cu ei. Ba da, până să plec m-am antrenat cu ei. Aha, dar dacă n-ai fi plecat, ți s-a spus că nu te mai antrenai? Da, probabil. Păi nu mi s-a spus, dar na, a fost o presiune. Își doreau să plec și în cazul în care nu plecam, îți dai seama că deja nu mai era ok și... Fii atent. Pentru că te simt că ești încă reticent să povestești, însă chiar e important pentru tinerii care se uită cum era presiunea, cum arăta presiunea asupra unui jucător tânăr să plece de la un club. Care sunt semnalele? Păi, referitor la semnale, nu pot să zic că mi-am dat seama că nu se mai bazează pe mine ca să pot să fac eu ceva. Mi s-a spus, am vorbit... Cred că era atunci Bogdan Bălănescu, care... E și acum, e cel mai contestat om din club în momentul ăsta. Păi da, știu, am văzut. Așa. Da, el a venit cu inițiativa să plec, probabil i s-a spus să mă anunțe, pe care nu mi-a venit să cred, pentru că știu că Nea Mircea ținea la mine, să zic așa. Și după aceea au zis că au stabilit, că au vorbit, că trebuie să plec împrumut și nu mai aveam atunci variante de a pleca împrumut, dar mi s-a zis să plec la Călăraș. Ah, deci da, n-ai fost lăsat să pleci unde vrei tu. A, nu, mi s-a propus la Călăraș, aveau ei ceva relație. Da. Gania era atunci la Călăraș. Uh-huh. Și am plecat acolo până la urmă, că nu aveam, nu că mi-am dorit, dar alea erau variantele la momentul respectiv. Într-un fel mă gândeam că poate să fie și mai ok pentru mine, având în vedere experiența de la Caransebeș și unde am reușit să mă remarc cât de cât. Ok. Mă gândeam că poate să fie la fel o chestie de genul în Liga a doua, că ca și tânăr nu mi se pare ok să joci meci la Liga a doua. Nu ca era, și tânăr, mi se pare super ok. Nu era timpul pierdut nici la 21 de ani la Călăraș în Liga a doua cu Ganea antrenor, dar nici acolo nu au mers ok. Exact. Din păcate, n-am avut, am schimbat în 2-3 ani, am schimbat foarte multe cluburi de când am venit în țară. După cum zic, în afară de Caransebeș, nu m-am adaptat niciunde. Da. Peste tot unde mergeam ca
cum să zic, toată lumea când mă transfera, scria, se lăudau, se mergeam cu, cum să zic, erau așteptări mari de la tine, erau foarte multe așteptări. Foarte mari, foarte mari. Și eu veneam după perioade în care nu jucam deloc sau... Și de aia asta s-a întâmplat, că chiar am foarte multe, până la vârsta de 24 de ani cât am jucat, chiar consider că am prea multe echipe în CV. Okay. Și pot să spun că 70-80% ăsta e motivul, că nu am avut niciunde o perioadă de reacomodare, să zic așa. Adică pentru cineva să te lasă să-ți dea un sezon. Băi omule, ai sezonul ăsta, poate că nu o să fii titular la început, dar pregătește-te, antrenează-te... Vei juca pe finalul de meci? Da. Exact, de asta aveam nevoie. Nu mă interesa la ce echipă, că deja nu mai era vorba de... Pur și simplu îmi doream să revin. Dar e vreun antrenor care ți-a promis anul ăsta și nu ți l-a dat? Să-mi promită... Nu, dar nici nu am avut un antrenor care s-a gândit la mine să-mi dea încredere. În sensul, știi cum sunt unii alți antrenori cu anumiți jucători, acceptă și un meci mai rău, acceptă și un meci în care nu scrii. Da. Ideea e să-ți dea constanță și să prinzi tu încredere de la meci la meci. Ca și atacant, știi că e destul de greu, că da. Se mai întâmpla să fac meciuri bune, dar să nu scriu eu și deja nu mai era ok. Golul de încredere. Gane, cum a fost cu tine? Că era atacant, adică în mod normal, fost atacant, trebuia să înțeleagă cumva prin ce trece un atacant care are nevoie de încredere. Da. Zâmbești, nu știu de ce zâmbești, dar încerc să intru în mintea ta. Destul de amuzant, da. N-am întâlnit antrenorul care, nu știu, eu l-am respectat foarte mult ca și jucător, adică toată România știe ce fel de fotbalist a fost, dar ca antrenor nu m-am adaptat sub comanda lui deloc. De ce? Nu pot să zic un motiv anume, că nu a fost ceva, nu pot să zic că au fost certuri sau, dar nu mi s-a părut. Chiar veneam de la antrenori cu destul de bună experiență. Da. Până să ajung acolo și am așteptat altceva. Sunt antrenorii care mai comunică, mai în ziua de astăzi mai apropiați de jucători, mai știi cum se poartă acum. Dar nu am întâlnit așa ceva de la el. Era aspru în comunicarea cu voi și scurt? Da, genul, așa stilul lui. Era într-adevăr, nu era un om, nu e un om rău, e chiar un om sufletist. Dar cum comunica, așa avea era un tip destul de dur. Dur. Dur, dar nu mă refer acum, că nu am avut probleme ca jucătorii cu el. Adică nu în sensul ăsta. N-ați pățit ca Mudura? Nu, n-am ajuns acolo. Ok. Da, uite, dă-ne un exemplu de... din relația ta cu el directă, o chestie care poate dacă ar fi făcut-o altfel te-ar fi ajutat pe tine în perioada respectivă. Păi, da, aștepta mai multă comunicare, asta e clar. Ca să știu și eu mai departe, pentru că spun ceva, el a insistat foarte mult ca eu să merg. În acea perioadă aveau nevoie de atacant, cred că aveau o relație destul de ok cu Nea Mircea, care... Deci a fost ceva, își doreau să ajung acolo. Dar bineînțeles, la fel ca orice echipă, la fel, își doreau să am un randament față de restul, să rup gura târgului. Eu deja aveam 2 ani în spate în care mă plimbam de la o echipă la alta. Și așa am și făcut până la final de carieră, tocmai din cauza asta. Că veneam ca un nume, veneam cu o experiență, veneam, în același timp eram destul de tânăr și nu mi s-a mai oferit încrederea dorită la nicio echipă. După călăraș, cariera ta s-a dus. După călăraș, cariera ta s-a dus ușor, ușor. Adică da, au mai fost 3 ani acolo, în care... Așa? Am avut o problemă, am jucat meci oficial la Dinamo. Da? Am mers la Călăraș, am jucat meci oficial.
Și nu mai După putem. Care am avut, exact, am rămas 6 luni, n-am mai putut semna cu o altă echipă. Ok. Și de acolo, știi, și asta iară... mă uitam pe CV-ul tău, de acolo lucrurile merg în jos, adică Reșița, exact, deci Sibiu, mai au... exact. Da, Șoimilipova, echipe de liga. Adică te uiți, da, băi, da. Unde era puștul ăsta la 17 ani și cu cât de repede a ajuns în fund, la fundul eșaloanelor din fotbalul românesc. Da, da, da. De ce n-a fost în regulă și... cu impresarii? Ai spus că nu... Uite, asta e o chestie importantă pe care mulți părinți poate că nu înțeleg cum trebuie. Adică, sau se grăbesc să semneze cu primul impresar care le dă târcoale fiului lor. Ceva de genul. Povestește-ne un pic cu impresarii. Eu, în perioada aia mea, în care am avut mai multe oferte din străinătate, au venit mulți impresari la mine cu tot felul de oferte. Eu n-am semnat în acel moment cu nimeni. Așteptam ca unul din ei să vină cu o ofertă concretă de transfer. Da. N-am vrut să mă blochez undeva în țară. Și am luat... Am avut o legătură destul de strânsă cu domnul Giovanni Becali. Așa. Chiar am comunicat destul de bine și avea ceva oferte pentru mine, dar nu erau prea concrete. Aici pot să spun că a fost o alegere greșită, pentru că cât am fost cu domnul Giovanni, știu că avea încredere în mine, mă promova. Am reușit și prin dânsul să ajung și la Naționala de Tineret, unde era domnul Emil Sândoi. Eram singurul de 17 ani, restul aveau toți. Era generația aceea cu Alibec, cu Matei, cu Răduț, cu... aveau o generație bună și eram cumva împins de la spate, dar în sensul bun. Așa. Cum crezi că te împingea de la spate el la Națională? Asta e o discuție sensibilă totuși în fotbalul românesc. Da, dar avea, cum să zic, era apropiată de tine ca jucător, avea o relație bună cu mulți antrenori care se interesau de jucătorii lui. În sensul ăsta, nu, eu la momentul ăla nu pot să zic neapărat împins de la spate, pentru că am traversat acea perioadă bună după campionatul european din, okay, din Serbia. Da. Nu am apucat să joc acolo în... Da. Probabil că alt prieten de-a lui Fabian sună în momentul ăsta în direct să-i spună, probabil, să nu povestească lucruri, pentru că te sună prietenii să nu povestești, da, nimic. Uite că te acuză cineva deja în comentarii. Exact. Uite, cineva spune, fii atent că vreau să-ți citesc, să râdem un pic. Cineva te acuză, zice, domnule, el vorbește așa, nimic concret, totul e o diplomație misterioasă, zice Bogdan. Pe Facebook. Nu, acum... Da. Na, referitor la impresari, am făcut o alegere, pot să spun acum, nu foarte, m-am grăbit un pic cu Florin, cu Mania, care a venit cu oferta aceea de la Empoli. Așa. M-am grăbit pentru că vroiam neapărat să plec. La momentul ăla aveam oferte, nu erau concrete, dar erau discuții, puteam să merg la o echipă mult mai ok și am ales Empoli în Serie B doar ca să fac pasul spre Italia. Da. Și după care, din tot sprijinul acordat și din tot, aveam o relație și de prietenie cu el. Da. După ce a văzut că am întârziat cu cartea verde, primul an nu m-am adaptat, el colabora și cu un impresar de acolo din Italia, care tot venea la mine cu contracte, cu ghete, cu Nike, cu tot felul de... Venea cu mașini, mă luau, mă... După care s-a stins brusc, nu am mai răspuns nimeni la telefon, a fost așa un... M-am simțit abandonat în momentul ăla de... Care e momentul în care n-am mai răspuns la telefon? Păi treptat s-a rupt legătura. Eu îmi doream mult să merg în altă parte unde să pot juca mai mult. Îmi doream chiar să merg în țară, unde atunci era și... Am avut ceva discuții și prin țară, nu mai știu exact acum.
Și treptat s-a rupt legătura, n-a mai crezut în mine. Sigur, ei vin la tine, că ai zis, un sfat pentru tineri. Impresarii tot timpul vin la tine când ești în vârf de formă. Asta mi se pare ciudat, vin la tine când n-au niciun merit. Vin la tine ca să intermedieze un transfer după ce tu te-ai afirmat singur și te-ai luptat ani de zile. După care, când ai o echipă unde nu te adaptezi, ei nu mai au niciun... nu mai văd în tine nimic de viitor. Bine, asta este... mi s-a părut destul de ciudat, că am avut atunci, nu știu dacă a fost impresar din România să nu mă caute, da, atunci, da, pentru transferul, să intermedieze transferul, să fie bine. Și într-un moment un pic mai puțin plăcut, în care ca tânăr ai nevoie de sprijin, nu mai dai de nimeni. Am avut o perioadă în care sunam la ei, nu mai... Nici italianul care venea cu mașini, care să... Chiar, apropo, crezi că venea cu mașini, îți aducea ghete ca să te ademenească, să-ți creeze un miraj așa în jurul tău. Ceva de genul. Aha. Venea cu niște mașini scumpe, mergeam, avea o vilă. Așa. De acolo, pe la Firenze, mergeam împreună la piscină. Nu știu, m-a pus într-o reclamă la nu știu ce haine de prin Firenze. Adică avea, putere avea, dar nu știu, asta exact după transfer. Ok. După care nu mai dispus și simplu, nu mai era de negățit. Și nici Manea nu mai răspunde la telefon. A, nu. Ușor, am rupt legătura și cu el. No, speram să mă ajute cumva, da, în acele momente. El ți-a oferit vreo explicație? Fabian, nu mai prezinți interes. Nu, nimic concret. Era clar că nu mai prezint interes. Da. Și asta era clar. Dar măcar să-ți spună bărbătește, domnule, nu aș vrea să nu mai lucrăm pentru că nu produci nimic. Nu, dar asta era problema. Clar, că asta era problema, pentru că nu mai eram... Probabil nu mai eram la nivelul dorit. Probabil se gândeau de la Empoli să mă duc în altă parte. La o echipă mult mai ok, în Italia. Uh-huh. Nu s-a întâmplat așa și n-am mai avut susținere, n-am mai avut... Știu că la un moment dat sunam și ziceam, hai să încercăm să mergem undeva împrumut, un an, în, da, România, să-mi revin, să... Dar nu mai aveam cu cine... Nu mai aveam cu cine discuta. Apropo, pot să-ți mai spun o experiență care am avut-o la Vaslui. Așa. Am fost și pe acolo. Păi am citit și în CV-ul tău nu apare oficial Vaslui. Dar în presa din Alba Iulia exista o știre că în 2013 trebuie să mergi la Vaslui. Exact. Acum pot să spun și de ce, să confirm această știre. Așa. O vorbit domnul Porumboiu cu cei din Italia, să vin împrumut 6 luni. Uh-huh. Atunci antrenor la Vaslui, numai vreo 2 săptămâni l-am prins pe domnul Gabi Balint. Așa. După care a venit Ilie Stan. Da. M-am înțeles cu domnul Porumboiu, am semnat contractul. Deci în prima zi în care m-am dus am semnat contractul, referitor la ce se mai poate întâmpla tinerilor. Așa. Am avut 2 săptămâni ok într-un cantonament din Austria cu domnul Gabi Balint, după care a plecat domnul Gabi Balint și a venit Ilie Stan, cu care nici n-am mai avut discuții, am mai avut 2 antrenamente în care mi s-a zis că n-am fost reținut. Și m-am interesat. Apoi și contractul nu era... Înregistrat? Înregistrat, exact. Se folosește și metoda asta. Mai sunt echipe care mai vor să te vadă, să ajungi... Nu vor să spună că ești în probe, dar există și varianta. Deci o formă mascată de a te păcăli să dai probe, deși tu vii să semnezi un contract, ți se dă un contract care nu e înregistrat, e ținut în sertar, iar dacă tu confirmi la primele antrenamente, ei înregistrează contractul fără ca tu să mai știi că acel contract a fost înregistrat după probele neoficiale.
Exact, se întâmplă destul de des și bănesc că și în ziua de astăzi. Ce adică șmecherie. Nu, pur și simplu nu se mai poartă să mergi în probe, dar nu-ți semnezi contractul, te înțelegi ca bani, ca tot și în cazul în care te văd o săptămână, două și nu ești la așteptările lor, nul, contractul devine nul. Deci Balint era în regulă, Ilie Stan a zis că nu corespunzi, probabil că a făcut niște antrenamente fizice foarte intense, cum face el. E recunoscut pentru chestia asta? Da. Și probabil că da. Parametrii tăi n-au fost în regulă, probabil, la antrenamentele alea. Da, pe ceva s-a bazat, dânsul știe mai bine, dar nu am fost anunțat de el, ci de către club. Nu am avut antrenamente cu el decât vreo două. Așa? Și chiar au fost atunci, chiar atunci apăreau niște știri în care se scria mult în presă că m-a trimis Ilie Stan înapoi în Italia. Cum că n-am concretizat în cele două antrenamente. Uh-huh. Interesant. Asta a fost experiența de la... Și clubul ți-a zis, n-avem contract, dar tu n-ai întrebat, dom'le, dar cum? Că mi-ați spus... M-am informat eu, nu. Ah, deci clubul nu ți-a zis nimic legat de contract. Nu. Mie mi s-a părut ciudat, păi și cum rezolvăm problema? Și eu zic că nu, trebuie rezolvată. Ne-am informat un pic pe la București și... Nu era înregistrat contractul. Incredibil. Deci asta e o chestie pe care tinerii ar trebui să o știe. Asigurați-vă că dacă semnați un contract, e și înregistrat acel contract. Nu rămâne într-un sertar. Da, un sfat. Exact, un sfat prietenesc, pentru că ca și tânăr să știi că, uite, eu acum n-aș mai fi fost atât de afectat sau aș fi avut putere cu gândirea asta să o iau din nou de la capăt, să demonstrez, dar am intrat în perioada aia așa cu experiențele astea neplăcute, am intrat așa într-o stare din aia de nu mai îmi găseam nici cum motivația. Probabil că era o depresie fotbalistică. Ceva de genul, la o vârstă atât de fragedă, cu atâtea experiențe neplăcute și, cum să zic, m-a afectat și perioada aia de glorie. Știi de care vorbeam? Uh-huh. Într-un fel. Că se scria foarte mult despre mine. Am avut o perioadă, cea mai bună perioadă din cariera mea la vârsta aceea, care a fost destul de fragedă. Și din experiență în experiență a fost din ce în ce mai rău odată cu revenirea în România. Am considerat că e momentul. Te mai gândești la ce ar fi putut fi? Cum ar fi putut arăta cariera ta dacă în anumite momente lucrurile se aranjau altfel decât s-au aranjat? Adică ai regrete? Da, mai am momente în care mă gândesc că m-am grăbit cu plecarea, mă gândesc că n-am avut o vârstă fragedă pentru o experiență în străinătate. Am avut o vârstă fragedă pentru o experiență în străinătate. Sunt multe așa la mijloc, dar nu vreau să dau vina, probabil, ți-am zis, cum am vorbit și la început, și eu puteam să fac mai mult. De serios eram serios, nu la asta mă refer, dar... Adică nu te prinsese flama, nu erai totuși un pic... Cum e fotbalistul român tânăr? Îi se suie un pic la cap când lucrurile... Ba da, am avut momente în care... Credeam că sunt mult mai ok decât eram în acel moment. Am avut momente în care aveam încredere în mine, când ajungeam la o echipă nouă. Nu eram un jucător cu fițe, mă adaptam oriunde, dar aveam încredere în mine la un moment dat. După care încet s-a stins și încrederea. Mi-am dat seama că deja ce fac din plăcere. Am întâlnit, repet, echipe care nu mă plăteau, care deja nu mai era ceva la nivel de... Eu mă consideram profesionist într-un fel, dar nu a mai fost așa. Și de aceea am zis că nu mi se par de viitor ligile inferioare. Pentru că văd în Liga 1 sunt copii foarte talentați care se remarcă
în prima jumătate a clasamentului, să zic așa. Adică Liga a treia e exclusă din start, din punctul meu de vedere. Și la Liga a doua, da, sunt echipe care se bat la promovare, acolo mai poți, ca tânăr mai poți să te mai poți afirma. Problema e cu plecatul afară. Ai văzut că, cred că în situația mea au fost mulți tineri care au plecat afară, da, și au venit. Și mă refer și la alte vârste. Deci pleacă afară ca jucători și din Liga 1, jucători cu experiență, și pleacă afară și se întorc. Asta doar din cauza, părerea mea, doar din cauza de mentalitate. Că știi cum e la noi în România? Uite, de exemplu, aveam echipe unde eram în grupă de alergare cu jucători cu experiență. Așa. Dacă pur și deci, dacă o luai în fața lor sau nu stăteai în ritmul lor, deși tu puteai mai mult, riscai să fii înjurat, șicanat la antrenamente, așa mai departe. Nu te încurajau cu nimic. Nu te încurajau să creezi concurență, să fii mai bun, să-ți dorești să fii mai bun la antrenament. Exact. Nu avem nici cine să ne ajute atât de mult din punctul ăsta de vedere, să te susțină, să mergi cu o mentalitate în afară din aia de lejeritate, ai făcut transferul, ai niște bănuți, ești relaxat. Și când vezi de ce concurență dai acolo și ce mentalitate corectă au cei de acolo, normal că e greu să te adaptezi. Tu obișnuit cu merge și așa. Deci un fotbalist tânăr în România, într-un vestiar cu niște veterani, cu niște jucători mai în vârstă, cu experiență, trebuie ori să se adapteze, ori e exclus de grup. Adică să se adapteze metodelor lor, care uneori conțin nu doar asta în jurături la antrenamente. Din experiența cu foarte mulți jucători cu care am discutat, există și alte lucruri pe care bătrânii le fac, iar tinerii trebuie să intre cumva într-o linie sau să se facă că se uită în altă parte. Și știi la ce mă refer. Exact. Ți s-a întâmplat în vestiare să vezi lucrurile astea? Că bătrânii puneau la cale ceva și tu erai acolo ca un străin. Se întâmplă destul de des în vestiare, pentru că ei țin vestiarul și nu... Deci există doar varianta în care tu trebuie să te adaptezi situației, să faci ce ți se cere. Nu văd, poate sunt, dar eu n-am întâlnit jucători cu experiență care să susțină tinerii. Ai pățit ca ministru Stroie. Da, din nou, sună telefonul. S-a căzut telefonul. Interesant. Da. Fără să dai nume, poți povesti o poveste dintr-un vestiar, o chestie la care ai asistat ca tânăr, bătrânii aveau un plan, iar tu a trebuit să te adaptezi? Fără să dai niciun nume, nici de echipă, nici de bătrâni. Da, păi uite, de exemplu, experiențe pot să spun, cum am zis înainte, cele din teren au fost cele mai concrete pentru mine, în care dacă te afirmai la un test fizic sau erai într-o grupă, prindeai o grupă cu jucători de experiență, nu aveai de ales decât să ții ritmul lor. Da. Chiar dacă tu reușeai să puteai fizic mai mult sau... Și astea sunt niște chestii care se știu, adică nu... Eu cred că și antrenorii sunt conștienți de asta. Ok, asta la antrenamente, dar la meciuri? Când bătrânii puneau la cale... Nu, la meciuri... Nu ți s-a întâmplat să vezi? Nu, cu meciurile n-am avut așa experiențe. Adică nu ți s-a spus în niciun vestiar, puștule, astăzi vezi că nu trebuie să dai gol? Nu ți s-a întâmplat. Nu, din punctul ăsta de vedere, nu. La meciuri fiecare, că era și interesul lor să ajute echipa. Deși Liga a doua e plină de astfel de experiențe și de echipe la care se întâmplă astfel de lucruri, mai ales unde jucătorii sunt neplătiți 5, 6, 7 luni. Exact. Că pot să spun o experiență în care eu când am ajuns atunci la Empoli, era atacant Macarone. Așa, ok. Coșmarul stelei. Ne auzi? Nu te auzim. Ne auzi în momentul ăsta, Fabian? Ne auzi? Fabian, ne auzi în momentul ăsta? Nu te mai aud bine. Nu ne aude. De ce oare nu ne aude?
O secundă. Ia să vedem. Probabil că ți s-a terminat bateria la căști. Hai că restabilim legătura să ne povestești despre macarone și Empoli, că eu încep... Ne auzi? Acum? Da, vă aud. Probabil că s-a terminat bateria din, din căștile tale. Posibil. Bun, ok. Dacă poți să lași telefonul, să-l pui undeva să nu, să nu se miște. Așa. M-auzi acum? Acum, da. Te auzim. Pot să spun o experiență în care, de fapt, când am ajuns acolo, l-am întâlnit pe Macarone, care mie îmi plăcea foarte mult ca și atacant. Și am văzut la vârsta lui cum se antrena, cum mergea la copii, la tineri și le arăta cum să lucreze corect anumit exercițiu în sala de forță. Adică am văzut jucători cu experiență care susțin mai mult tinerii decât se face la noi. Mm-hmm. Da. Uite, hai să trecem ești de acord să trecem printr-o sesiune de întrebări și de comentarii? Poate fi dură, dar te întreb dacă ești de acord cu ea. Ne auzi? Se întâmplă ceva cu conexiunea. E de la noi sau de la el? Asta e întrebarea. Probabil că s-a terminat și bateria, nu doar bateria de la căști, s-a terminat și bateria. Hai să vedem. Ne uităm repede peste comentarii și le adresăm imediat lui Fabian Himcinski cum reluăm conexiunea. Să vedem ce spun oamenii. Ce n-a mers la Caransebe și întreabă Mircea Raico, să-l întrebăm. Ok. S-a întrerupt apelul, restabilim, nu e nicio problemă. Cine va lua campionatul Craiova, CFR sau FCSB? Întreabă Gabriel Cepoi, dar întrebare pe către cine? Cineva spune că ne grăbim cu concluziile legate de FCSB, de situația FCSB, și anume de faptul că ar putea să piardă meciul la comisii, meciul semifinala Cupei României cu Dinamo. Însă, atenție, anul trecut Federația trimitea o adresă către Craiova și către Viitorul, o adresă prin care susținea că ROAF este regulamentul care primează într-o situație de conflict al regulamentelor. În cazul în care ROAF se aplică înaintea oricărui regulament, potrivit logicii de anul trecut a FRF, care n-avea de ce să se schimbe, adică potrivit acestui precedent de anul trecut, FCSB pierde meciul la masa verde cu 3-0, pentru că l-a folosit pe Vlad în stare de suspendare la partida tur. Nihil Sine Deo te întreabă, Fabian, dacă ne auzi în momentul ăsta, întreabă-l, te rog, dacă impresarii care îl curtau erau ex-iugoslavi, dacă le propuneau să facă prostii pentru pariuri, te întreabă Nihil Sine Deo. Nu, asta nu am. Am avut experiențe, repet, destul de proaste cu impresarii, da. M-am lăsat ademenit, dar nu mi s-a întâmplat ca jucător să am experiențe de genul cu să fiu implicat în pariuri sportive sau să mi se ceară să fac mai puțin decât pot. Asta nu, n-am avut nicio experiență de genul. Dar în vestiarele unde jucătorii erau neplătiți 5-6 luni se paria? Nu știu dacă se paria, dar în general echipele care trec printr-o situație de genul plătesc 3-4 jucători. Așa. Mai cu experiență, care să țină vestiarul. Okay. Adică care să spună tot timpul că totul e în regulă, că o să fie bine aici, okay. Aici e bine, că înțelegi. Deci asta e o altă metodă. Fac o economie de bani, plătesc doar anumiți jucători, iar ăia sunt niște agenți de influență în vestiar. Corect. Plătesc 2-3 jucători de care au nevoie când trece clubul printr-o situație mai dificilă, care se antrenează la capacitate maximă. Uh-huh. Și mereu cu o părere bună despre clubul respectiv. Hmm. Uite, scrie Cristi Ciunca, ce nu a mers la Vâlcea, ce nu a mers la Dinamo, ce nu a mers la Călăraș. Nu a mers pur și simplu. Nu e întrebare, e un comentariu. Da. De-a lui. Ok. Ia să vedem. Trebuie să înțelegi că Nea Mircea ăsta te-a ținut ca pe o roată de rezervă până îi mergeau planurile lui și pe urmă pa, zice Marian Ion, apropo de Rednic. Așa. Stai să vedem. Să mai vedem comentarii.
Ne spune cineva, sper să nu vă deranjez din Paris. Nu ne deranjează, nu aveți cum. Ia să vedem. Face afaceri cu miere, cumva, cu stupi, mai precis, întreabă Mircea Raicu. Cine anume? Tu faci afaceri cu miere, cu stupi? Nu, de ce? Întreabă cineva, nu știu. Nu. Nu? Dar ce faci? Cum îți merge business-ul? Apropo, povestește-ne un pic despre... Merge, da, e ok, în sensul în care poți, este într-adevăr mai mult de muncă, pentru că nu ai programul acela de fotbalist în care ai un antrenament pe zi sau chiar două, dar sau o oră de antrenament pe zi și îți permiți, ai mult timp liber pentru tine. Timp liber nu, pentru că e un program destul de fix, sunt multe de făcut. Dar bine, în ceea ce privește evoluția mea ca om, că am văzut că se poate și fără fotbal și prin muncă și poți să ai un salariu decent, constant, pe care să te bazezi lună de lună, indiferent de ce probleme apar. Adică nu e o situație imprevizibilă, să zic așa. Uite, scrie Iulian Saulea sau Șaulea, ce este mintea unui tânăr jucător care știe că este dorit de cluburi din străinătate? Se gândește imediat la bani sau unde vor ajunge peste câțiva ani? Care e cauza pentru care foarte mulți români se întorc cu coada între picioare sau ajung la echipe modeste? Tu ai dat o parte din răspuns, însă întrebarea este, te gândeai la bani când ai plecat la Empoli sau te gândeai că o să fii peste 5 ani? Să spun sincer, mi-am dorit foarte mult un transfer în străinătate. Da. În primul rând am vrut în străinătate neapărat în acea perioadă. Da. După care da, m-am gândit și la bani, în sensul în care eu la Alba Iulia în Liga 2, da, câștigam 300 de euro pe lună. Da. Și după aceea, după anumite selecții la echipa națională, am avut 300 de euro pe lună. Adică o pereche de ghete în ziua de astăzi, bune, profesionale, sunt 300 de euro. Da. Mă gândeam să am și o liniște financiară, dar nu s-a pus problema de bani la Empoli, pentru că nu au fost sume așa de mari și am ales mai mult Empoli ca o rampă de lansare în fotbalul din Italia, spun sincer. Bun, vreau să te mai întreb o chestie. Știu că ai fost coleg cu Nicușor Stanciu, nu? La Alba Iulia, la copii, nu? Da. Da, povestește-ne ceva cu el din perioada în care erați colegi în același vestiar la copiii la Alba Iulia. Păi și el era, uite, pot să spun de exemplu o experiență în care tot Mania, atunci vorbeam cu el ca impresar al meu, era un antrenament la care au venit cu cineva să mă vadă pe mine și l-au remarcat pe el. Da, a spus asta în declarație, da. Mane. Da, el un băiat serios care a muncit, foarte talentat de mic și mă bucur pentru el. Aveam evoluții bune în acea perioadă, că eram de viitor pentru Unirea Alba Iulia. Eram câțiva jucători mai de viitor. Am avut o relație bună. El a reușit în continuare să se remarce, a avut evoluții foarte bune. De mic era foarte, foarte talentat și mă bucur pentru el. Ia să vedem dacă mai sunt comentarii. Nu sunt de acord cu ceea ce spune. De ce? Pentru că el talent a avut, însă scuzele numite bumerang, mâini întinse, a avut, cred că s-a crezut prea devreme fotbalist. Ca și o întrebare, situația financiară a familiei, cum este sau cum a fost? Pentru că dacă a fost ținut ca în puf, de aceea nu cred că și-a pus ambiția să demonstreze talentul lui. Adică seriozitate și muncă, din ce spune, a avut multe mâini întinse, cam forțat, părerea mea. Interesant comentariu. Cum? Din familie, tatăl tău spune că am fost jucător, nu? Da. Fost jucător și actual antrenor. Uh-huh. Din familie? Am avut, cum să zic, nu-mi lipsea nimic, dar nu
ne dădeau, nu, de, nu ne dau bani afară din casă. Adică toată lumea a susținut, m-a susținut spre fotbal și nici nu am fost un copil răsfățat de mic. Îți dau un exemplu în care eu la vârsta aceea când m-am transferat la Empoli, au mai fost transferați încă 3-4 jucători din Venezuela, din Albania, care la vârsta aceea au venit cu părinții, cu familia și s-au mutat acolo. A reușit vreunul dintre ei? I-ai urmărit? Le-ai urmărit carierele? Da, pot să spun doi colegi cu care chiar am avut și țin legătura. Pot să spun de Isai de la Napoli, care e tot de vârsta mea și era, am fost în aceeași echipă la Primavera. Așa. Și de Rugani de la Juventus. Da? Da, am fost colegi cu amândoi în acea perioadă la Empoli, că-s de vârsta mea. Și ții legătura cu ei? Da, cu Rugani chiar am vorbit acum vreo lună, că am avut nevoie de un tricou care mi l-a și trimis. Așa. Și cu Isai mai puțin. Cum te uiți la ei așa când îi vezi că ei au ajuns în fotbalul profesionist? Îi admir foarte mult și știi de ce? Pentru că nu erau printre cei talentați de la Empoli. Adică aveam jucători acolo foarte, foarte buni, foarte, foarte talentați, care n-au ajuns. Ei erau, îți dai seama, dintr-un fundaș central și un fundaș dreapta, chiar numai prin seriozitate, erau ok, super ok la antrenamentele fizice. Ei prin asta s-au remarcat. Adică și de aceea prin muncă. Îi admir foarte mult. Doar prin muncă. Poate că asta e cheia. Da. Asta e cheia la orice jucător, fiind netalentată, nu are importanță. Dar e și un sentiment de tristețe când te uiți că ei au ajuns fotbaliști și tu ai renunțat așa repede? Acum nu mai, după atâta timp, nu mai am regrete. Regrete am avut când jucam și vedeam unde sunt eu și mă comparam cu alți... foști colegi de-ai mei și mă întrebam, ca orice tânăr, te întreb ce faci bine, ce nu faci bine. Acum deja e doar un, cum să zic, un sentiment de admirație și mă uit cu drag la orice meci în care îi văd că joacă. Că repet, foarte, foarte mult îi apreciez din cauza asta, pentru că nu s-au remarcat atunci, pe moment. Erau doi jucători fără care se putea juca orice meci. Erau jucători de înlocuit în orice moment. Interesant, foarte și, interesant. Știi, deci, și calitatea lor a fost asta cu, de care vorbeam, că erau foarte serioși. Antrenamentele fizice erau primii la antrenamentele fizice. Noi aveam un program când plecam din Italia, aveam vacanță de o lună. Nu o lună, două săptămâni sau cât aveam. Și aveam un program care trebuia făcut acasă, nesupravegheat. Da. 80% din noi eram la piscină sau mai făceam un fotbal la sintetic sau ne relaxam. Inclusiv tu? Ei, da, inclusiv eu. Nu pot să zic că le respectam. Făceam, dar nu mergeam cu kilograme în plus sau ceva de genul, dar nici nu mergeam la fel de pregătit ca și alții. Ok. Ei erau tot timpul după vacanță într-o formă fizică de invidiat, adică parcă nu ori lua vacanță. Deci, Fabian, am ajuns la final. Vreau să te uiți, oricum te uiți în cameră, însă vreau să le dai un sfat tinerilor care au acum 15, poate 16 ani, să pregătesc să debuteze la seniori și poate au speranțe să ajungă la Real Madrid, la Barcelona, nu știu, la cluburile mari din Europa, după debutul lor. Un sfat de al meu e să asculte mai mult de părinți decât de impresari. Așa. Și pe lângă asta, indiferent de copil talentat, netalentat, cât ești tânăr, te poți remarca doar prin muncă. Mai departe ține de ei, de seriozitatea lor, să nu se lase niciodată ademeniți, de să se lege, să aibă un anturaj ok cu jucătorii serioși și să nu se lase niciodată
păcăliți, în ghilimele, de anturaj și să, dacă, cum să zic, dacă au 2-3 colegi care merg la un suc sau merg la, nu știu, la o bere sau unde merg ei, să se gândească mai mult la cum să se dezvolte cu un abonament la o sală de forță sau un personal trainer, că îi nevoie și de asta, nu știu ce echipă spune la dispoziție ție așa pe cineva care să spună ce să mănânci, ce să faci. Poți evolua din orice poziție, talentat sau netalentat. Ideea e să rămâi serios cu picioarele pe pământ, să nu asculți niciodată de... Să nu preiei în considerare ce se scrie în cazul în care cineva te compară cu fotbaliști mari, că e doar o comparație. Mulțumesc mult de tot pentru ora pe care ne-ai acordat-o, Fabian Himcinski. Îți dorim multă baftă și spor la treabă. Mersi și eu, o emisiune plăcută. Să fii sănătos. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne vedem mâine dimineață la GSP Live la 9 și un minut. Nu uitați, peste zi, www.gsp.ro, pentru cele mai importante știri din sportul românesc, din sportul mondial, puteți citi despre întoarcerea lui Gigi Mulțescu la Dinamo și multe alte subiecte interesante pe site-ul Gazetei Sporturilor. Toate bune, pe mâine!